Bună, draga mea! Sunt luna ala! Dacă te-ai născută la 26 iunie, ai o energie incredibilă, dinamism și perseverență. Sentimentul scopului asociat cu energiile date de numărul zilei de naștere sunt ascunse cu îndemânare sub farmecul extern și sociabilitatea ta. Ești inteligentă, practică și ambițioasă? dar în același timp o expresivitate, o imaginație excelentă și simț artistic. În domeniul finanțelor, demonstrezi o perspectivă rară, te bazezi pe intuiție în deciziile tale și ești capabilă să creezi și să menții economii înalte. Cu toate aceste talente, luând în considerare fiabilitatea și dorința ta de a lucra din greu, poți lăsa un semn distinctiv în aproape orice domeniu al artei, sportului, afacerilor sau alte activități profesionale. Pentru tine, viața de familie are cea mai mare valoare. Numai în acest cadru, te simți confortabil și în siguranță. Ești sănătoasă din punct de vedere fizic, echilibrată din punct de vedere psihologic și, prin urmare deosebită de rezistentă. Caracterul solid și mintea rece nu te împiedică să demonstrezi senzualitate și compasiune pentru partenerul tău. Ești un fel de monolit, servești drept simbol al forței și fiabilității pentru prieteni și rude. Ești foarte rezistentă din punct de vedere fizic, iar dacă uneori prezinți o sensibilitate crescută, ești de fapt fermă și solidă. Indiferentă de sfera activității tale, te bucuri de fiecare zi, deși acasă te străduiești adesea pentru a rezolva problemele de zi cu zi. În scopul organizării propriei case sau a organizării sărbătorilor de familie și a altor plăceri. Ca și copil ai fost fericită că locuința ta este un fel de fortăreață, o fortăreață a securității într-o lume plină de griji. Cu toate acestea, ca părinte, se întâmplă să fii prea protectoare pentru descendenții tăi, iar aceste lucru poate avea consecințe nocive, nu numai beneficii. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, sinceritate, sentimente adânci, percepție ascuțită, loialitate. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat deoarece luna protejează semnul tău zodiacal, prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente, dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău, ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume, dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul Zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor, căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna, Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta, Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a renunța la emoții și pentru lipsa calităților de conducere. Tu ai cunoștințe practice despre lumea și natura umană. De aceea este uneori dificil să se comunice cu tine la nivel personal. Întotdeauna insiști asupra propriei viziuni a subiectului sau a întrebării astfel încât cei dragi se confruntă adesea cu problema implementării inițiativelor personale, adesea, sportul și alte tipuri de activitate fizică devin aproape principalul domeniu de interes, chiar și la maturitate. Dacă prin natura ta nu ești atlet, îți folosești energia și talentul în alte domenii, poate mai mult mental sau sexual, este demn de remarcat că în tine, dorința de plăcere carnală este deosebită de acută. Tu găsești o plăcere deosebit în masaj, în not, îți place să vizitezi saune, să faci o baie relaxantă, poți face bani, nu te simți deloc neplăcut să-i cheltui și, din moment ce te distingi prin gust rafinat, trebuie să-ți controlezi cheltuielile, fără a le permite să depășească limitele admise, nu îți place să acumulezi capital, ci să găsești un punct de plecare în investiția ta care servește ca un fel de inițiere a energiei. Cu toate acestea, gestionarea financiară rezonabilă este o caracteristică distinctivă ta. Deși bogăția nu este un scop în sine pentru tine, reușești totuși să ți menții bunăstarea materială. Ești greu de influențat și la fel de greu să fii făcută de rușine. Deși eviți conflictele și confruntările, considerându-te nevrednică de o astfel de ocupație, nu te sustrași provocării, în acest sens, ești neînfricată, cu toate acestea, în situațiile cele mai aparent inofensive, se întâmplă să demonstrezi nervozitate excesivă și agitație, să devii isterică sau să cedezi în fața diferitelor temeri, adesea te poți afla sub hipnoza temerilor proprii și te străduiești în mod constant să le depășești, de exemplu. Tema de înălțimi nu te împiedică să zbori cu avionul, să cucerești vârfuri de munte sau să sar cu parașuta. Ca o regulă, provocarea, confruntarea te atrage, dar niciodată nu vei schimba pentru acestea căldura casei și farmecul unei vieți de familie confortabile. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești naturală, afectivă și adaptabilă. În dragoste ești posesivă, disperată, imprevizibilă și îți poți pierde controlul. Tu acorzi o mare importanță plăcerilor senzuale, dar îți este rușine de ta și te poți ascunde în spatele unei presupuse răceli. Cum afectează data de 26 iunie soarta ta? Ai încredere în propriile forțe și o dorință dură de justiție, care te determină adesea să te implici în conflicte forța ta interioară face ca ceilalți să te respecte și să se străduiască să fie puțin asemănători. Integritatea și independența ta îți permit să faci alegerea corectă fără sprijin. În apropierea ta, oamenii nu trebuie să-și facă griji în ceea ce privește securitatea și liniștea lor. Fermitate și miezul dur îți permit să treci ușor prin viață. A te ofensa cineva este aproape imposibil. Complexitatea ta, apare în comunicarea cu alții datorită încăpățânării interne și integrității poziției alese de tine. Puțini oameni împărtășesc opinii similare despre viață. Îți este greu să găsești tovarăși fideli, dar numărul de dușmani crește zilnic. A provoca o dispută nu este inclusă ca sarcină fundamentală pentru tine, dar pentru a evita conflictele, rare ori reușești. Dacă se întâmplă să fii contestată, cu siguranță vei accepta acest lucru, dar un sentiment de proporție în astfel de chestiuni este pur și simplu nefamiliar pentru tine, în ciuda vătămării evidente din astfel de situații. Interesul care apare în orice litigiu contrastează foarte mult cu dorința pentru o viață liniștită și măsurată. Situația ta financiară este întotdeauna la un nivel stabil, tu ai abilitatea unică de a câștiga în aproape orice fel de activitate. Ai un real flair antreprenorial pentru proiecte profitabile. În plus, investești cu îndemânare fondurile disponibile pentru a spori și mai mult banii. Dar nu poți lucra numai productiv, trebuie să te și -o odihnești. Relaxarea te atrage într-o mare măsură. Procedurile cosmetice și masajul calmează sistemul nervos și îți dau o stare de veselie pentru o muncă viitoare fructuoasă. Bogăția experienței de viață și un vast bagaj de cunoștințe despre lumea din jurul tău, îți permis să denunți totul pentru o opinie unică, pe care apoi încerci să o impui asupra mediului înconjurător. Într-o astfel de situație, este inutil să încerce cineva să te convingă sau măcar să te abții puțin de la opiniile tale. Insistând pe cont propriu, tu complici relația deja dificilă cu oamenii. Controlul și controlul din nou este motoul vieții tale. Obiceiul de a decide totul pentru ceilalți îți agravează relația cu prietenii și familia. Mai ales această întrebare se referă la copii, împresurându-i cu grijă și subordonând complet opinia și voința lor, îi privesc de posibilitatea de a acționa independent. Astfel, neintenționat provoce revoltă și opoziție. Dragoste și compatibilitate. Ești sensibilă, dar în același timp destul de încrezătoare. Dacă te rănești, te urci pe ciuvetă și stai acolo până când situația se schimbă spre bine. În relații apropiate, preferi ca alții să nu vadă slăbiciunile tale, dar dacă dragostea și încrederea vor predomina, vei rămâne credincioasă pentru totdeauna. Racul este singurul semn care poate, într-un fel sau altul, să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul. Fecioara, Capricornul, Taurul și Pești. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Este orientată spre scop, gata și capabilă să cucerești orice vârfuri, dar este dificil să se lucreze cu tine într-o echipă, cel puțin ca partener, statutul subordonatului nu te oprește de la o dispută cu șeful, iar partenerul va trebui să muncească din greu pentru a dovedi corectitudinea față de tine. Ai de obicei succes în chestiuni financiare, mai mult, pentru a deveni un sac de bani? Nu trebuie neapărat să ocupi unele poziții înalte și să faci o carieră. Tu reușești în orice afacere. A face bani este distracția ta preferată. Există o altă trăsătură bună în caracterul tău? Îți place să petreci. Adevărul este că nu poți și nu dorești să economisești bani. Te poți manifesta cu deosebit succes în științele naturii, mecanică, matematică, electronică, sănătate și boli. Fiind o natură activă și axată pe activitatea fizică, trebuie să fii atentă la diferite tipuri de accidente și leziuni, susceptibile în primul rând sunt picioarele, pieptul și cavitatea abdominală. Te caracterizezi prin dorința de a reuși cu toate eforturile, astfel încât riști să suporți problemele asociate cu supra-solicitarea mușchilor, a vaselor de sânge, oboseala generală a corpului, Rănirea extremităților Poți trece cu curaj prin suferințe psihologice, de aceea poți fi angajat în profesii care necesită tensiunea maximă a psihicului și pe care alții le consideră extrem de stresante. Pentru echilibrul psihologic, este important să ai copii și o familie, deoarece din când în când ai o nevoie urgentă de a comunica cu oameni apropiați și dragi. Destinul și norocul Universul te a înzestrat cu o natură voioasă și calmă. Ai un sentiment sporit de justiție, ca urmare a căruia pot apăra conflicte permanente, care uneori se termină în proceduri legale. Caracterul tău este puțin prea pretențios, din această cauză ai puțin prieteni, dar sunt mulți dusmani. În sfera materială nu ar trebui să ai probleme. Sfaturi pentru tine Gândește-te dacă este atât de important să te implici într-un argument de fiecare dată. La urma urmei, înțelege pentru tine că ai dreptate. Adevărul tău are nevoie de alții, după ce ai învățat să păstrezi tăcerea la momentul potrivit, vei menține relații de prietenie și vei salva sistemul nervos. Acest lucru este important. Cedează atunci când este vorba de copii și de familia ta. Ai mai multă încredere în puterea lor de a-și purta singuri de grijă, nu te mai supune atât de des încercărilor, stai liniștită, pentru a nu fi complet izolată de prieteni, trebuie să fii mai atentă față de ceilalți, promovarea proactivă a propriilor principii, chiar dacă sunt corecte, nu este întotdeauna percepută în mod adecvată de ceilalți, calm, calm, prin alegerea unei astfel de tactici de comportament, îți poți aranja viața frumos și cu succes. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și-a amintită despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, Casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablăuri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, Vei primi cu dragorice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii. Aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să-l evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.